Dragi prieteni, 2021 a fost un an complicat, dar și un an bun. A fost un an al schimbărilor și al provocărilor. Un an în care cetățenii țării noastre au demonstrat rezistență, maturitate și înțelepciune. Un an în care oamenii au redevenit stăpâni în țara lor. În 2021, cetățenii Republicii Moldova au reușit să alunge de la putere o generație întreagă de politicieni corupți. Trei sau patru ani în urmă, puțin și-ar fi imaginat că acest lucru e posibil. Astăzi, imposibilul e realitate. Aceste schimbări ne-au dus faima în lume. Astfel, după ani de izolare internațională, am reclădit relații de încredere și respect reciproc cu mai multe țări ale lumii. Am restabilit bunele relații cu vecinii. România și Ucraina. Am repus Republica Moldova pe harta Europei. Am început să fim respectați. Mulți dintre cei care au venit în politică doar pentru a se îmbogăți, au părăsit spațiul public. Unii dintre ei au iluzia că schimbările făcute de cetățeni sunt doar un accident și mai încearcă, departe de țară sau de acasă, să împiedice reformele, să-și salveze averele acumulate prin furt. Dar ei greșesc fundamental. Alegerea oamenilor pentru un viitor prosper, just, bazat pe muncă cinstită, este irreversibilă. Am început lupta cu marii corupți, mai încet decât ne-am dorit și mai greu decât am presupus. Totuși, organele de drept s-au opcat de lucru. Este important ca anchetele să fie făcute corect de procurori. La fel de important. Este ca dosarele să fie judecate după lege în instanțe. Este important să avansăm în reforma justiției pentru ca cei care vor pronunța hotărârile să fie buni profesioniști și să acționeze în interes public și în spiritul legii. În acest an am găsit soluții pentru pandemia COVID-19. La scurt timp după începutul vaccinării în lume, am reușit să aducem vaccin și în Republica Moldova. Datorită ajutorului din partea României și altor parteneri. Astăzi avem vaccinuri suficiente pentru a ne proteja de cazuri grave și pentru a salva vieți. În țările curate de vaccinare mare, mortalitatea cauzată de COVID este mică. De aceea, vă din nou să vă vaccinați. În Moldova, pandemia a luat peste 9600 de vieți, fiecare dintre ele un om drag cuiva. Vaccinându-ne, salvăm viețile noastre și viețile celor din jurul nostru. 2021 a fost un an cu provocări. În acest an, am nimerit în vârtejul creșterii prețurilor pe piața globală, în special la gazele naturale. Ne-am convins încă o dată cât de importante sunt securitatea și eficiența energetică a țării. În următorii ani, vom investi în proiecte de diversificare a surselor de energie și de sporire a eficienței energetice. Știu că facturile majorate la gaz și încălzire sunt prea mari pentru veniturile modeste ale majorității cetățenilor. Guvernul a alocat resurse ca să compenseze parțial creșterea tarifelor și să atenueze impactul lor asupra buzunarelor cetățenilor. Nu este mult, dar este o dovadă că statul poate, și trebuie să-și ajute cetățenii în situații de dificultate. Pentru asta lucrăm, ca să creăm un stat puternic, solidar cu cetățenii săi. Ghidați de acest gând, a majorat din octombrie pensia minimă pentru stagiu complet până la 2000 de lei și am crescut pensiile și indemnizațiile pentru câteva sute de mii de oameni. Guvernul a majorat salariile pentru unele categorii de angajați ai statului. În anii următori, trebuie să punem la punct un sistem de motivare a angajaților publici care să ne permită să construim un stat funcțional, eficient, care lucrează pentru oameni. Dar Republica Moldova poate prospera doar având o economie puternică și viguroasă. De aceea, vom lucra în anii care vin la atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și dezvoltarea infrastructurii. Statul trebuie să fie un partener de încredere al mediului de afaceri, să ajute antreprenorii să-și realizeze ideile și să crească bunăstarea țării. Dragi cetățeni, trecem prin vremuri incerte. Tot globul trece prin schimbări majore politice, economice, sociale și tehnologice. Aceste schimbări aduc cu sine noi provocări și noi oportunități. Trebuie să învățăm să le folosim în beneficiul nostru. Și eu sunt sigură că vom reuși. De-a lungul istoriei am demonstrat că putem renaște după vremi cumplite. Represiile, deportările și foamea nu au izbutit să ne frângă spiritul. Migrația din ultimele decenii ne-a arătat că moldovenii pot să se afirme în orice condiții și în orice țară, prin îndrăgire și muncă. Dacă am reușit să depășim asemenea greutăți ca popor, vom reuși să ne croim calea și mai departe. Cea mai mare bogăție a unei țări sunt oamenii ei. Republica Moldova trebuie să aibă grijă de cetățenii săi, să investească în oameni. Trebuie să pregătim următoarele generații pentru a se adapta la o lume în continuă schimbare. Avem nevoie de minți vizionare care să ne ducă mai departe. Educația, cultura, știința sunt cheia unui viitor bun. Investind în aceste domenii, investim în bunăstarea și viitorul bun al copiilor noștri. Schimbările de climă ne afectează pe toți, atât țările mari, cât și cele mici. Republica Moldova nu este o excepție. Trebuie să avem grijă să păstrăm natura și să ne înverzim plaiul. Друзья, люди главное богатство нашей страны. И de задача для нас обеспечить благосостояние всех её граждан. Сделать так, чтобы каждый человек смог жить достойно в своей стране. Молдова наш общий дом, и благополучие в нем зависит от усилий каждого из нас. Прошедший год был непростым, и трудности нам еще предстоят, но я уверена, мы с ними справимся вместе. Давайте сообща строить и укреплять наш общий дом. Vom continua proiectul de reconstruire a țării. Renovarea Casei noastre, Republica Moldova, necesită multă muncă în toate domeniile și trebuie să o clădim pe un fundament bun de încredere. Vrem să construim un stat în care legile funcționează, serviciile publice sunt accesibile, iar oamenii muncesc onest și se pot mândri cu munca lor. Un stat al solidarității, al prosperității. Un stat pentru oameni. Nu va fi ușor, nu va fi atât de repede cum ne dorim. Dar, lucrând cot la cot, vom reuși să construim împreună casa în care să ne trăim atât noi, cât și copiii noștri, clipele de bucurie. În mijlocul schimbărilor și provocărilor, să găsim timp și să ne bucurăm pentru fiecare zi trăită. Fericirea, dragostea există și sunt lângă noi și în noi, în lucruri simple, în cuvinte care îi mângâie pe cei de alături sau de departe, în bunul simț, în munca făcută cu responsabilitate, în grija și micile gesturi de atenție față de oameni. Snovim rocum! Snovim godăm! Ieni ilan! Cestita nova godina! Iom tov! Bute barșendi! La mulți ani, Republica Moldova! Un an bun!